Suntem în staiul de alertă națională. Tași din gură. Tași din gură să nu mă vadă nimeni. Tași din gură. Mașină. Fugi, mă! Fugi! Fugi! Nu-i nimeni, avem liber. Repede, repede! Ne-au interzis să mai ieșim afară pe stradă. Nu nimeni. Am ieșit afară să nu mă vadă nimeni. Ideea e să nu mă vadă nimeni. Am descărcat toate cumpărăturile din mașină și mai am încă de descărcat ceva. Și... Pun ochelarii așa, nu pot, nu mă recunoaște nimeni. Cum nu mai este hârtie igienică, nici un magazin. Poate dacă mă vede cineva pe stradă, mă jefuiește, așa că... Trebuia să-mi fie adus un sac negru de gunoi de acasă. Carantina e tot mai grea. Cam asta se întâmplă pe la noi. Avem deja o grămadă de timp închiși. Nu vine nimeni să ne viziteze. E trist. Dar important este că avem un as în mânecă și avem un secret foarte bine ținut. Am să vi-l arăt, dar trebuie să sting becurile să nu vadă nimeni. Pe lângă toate proviziile care le avem în dulap, dacă cineva vine să mă jefuiască acasă, am provizii la par. A trecut deja o săptămână de la începerea alarmei, de la carantină, și noi încă mai avem provizii. Ziua 245 de izolare. Noi așteptăm Crăciunul și facem un arbor de Crăciun. Da, Lucas, da. Hai să facem arborul de Crăciun.
Crăciun fericit! Nici nu mai știm a câta zi de carantină suntem, așa că am decis eu să fac ceva util. Toată lumea publică pe Facebook câte bobe de arroz, de orez sunt într-o pungă de anumite firme de orez, dar firma asta nimeni nu a numărat-o. Așa că începem să o numărăm. Bun. Și 2. 150. Nu, ai pus doar un plus. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 1160. Patru mii patru sute nouăzeci. 3.520. 6.120. 6.130. 6.700. 6.710. 6.720. 30.
9269 de bucăți. Deci punga aceasta de orez are mai mult orez decât punga celor care au publicat pe Facebook că au numărat orezul. Deci cumpărați orezul din India. Mă rog. Dacă vreți să aveți mai multă ocupație în timpul carantinei, în loc să cumpărați orice alt orez, cumpărați orezul de această marcă și să stați undeva la 5 ore jumate ca să numărați orezul. Sfârșit!